Rapid Suceava reia antrenamentele pe 7 iulie. Astfel, după o săptămână de reacomodare la efort la Suceava, ceferiștii vor merge într-un cantonament de 10 zile la Poiana Negri. Luna august este rezervată amicalelor, Bogdan Tudoreanu având în plan 8-9 jocuri de verificare. Pe 7 iulie, însă, gruparea suceveană este posibil să se reunească într-o altă formulă. Rapidul va renunța la câțiva jucători din lotul cu care a încheiat sezonul trecut al Ligii a doua. Neoficial, cei vizați sunt fundașii Ionuț Duțică, Vasile Vitu și Andrei Fedorovici, precum și atacanții Cristinel Gafița și Iulian Ionesi, care în ultima ediție de campionat nu au dat randamentul așteptat de conducerea băncii tehnice de pe Areni. Bogdan Tudoreanu nu a confirmat lista plecărilor, dar a precizat că va renunța cu siguranță la 4-5 jucători. Nu are rost să-i plătim doar să se antreneze. Faptul că nu joacă nu ne ajută nici pe noi ca și club, nici pe ei ca fotbaliști, a precizat antrenorul principal al echipei sugevene. La capitolul venir, Bogdan Tudoreanu a menționat că are nevoie de întăriri pe axul central al echipei. Avem o listă cu jucătorii pe care vrem să-i aducem la echipă. Trebuie să ne întărim cu un fundaș central, doi mijlocași central și un atacant, a mai spus Tudoreanu. La reunirea lotului rapidist mai sunt așteptați Vlad Hânțescu, cu care conducerea grupării sucevene a ajuns la o înțelegere, Dorin Semeghin, care pare dispus să mai joace și el cel puțin un an la echipa din orașul natal, chiar dacă i-a expirat contractul, și atacantul Radu Luța, care a fost împrumutat în prima jumătate a anului la divizionarea 3-a Sporting Suceava.